N-am desfăcut junghiul ăsta de furtun. Prins și aici, și aici, și acolo cu colier, și aici, așa. O trebuie să desfac capota de aici, de aici, din ăsta și din ălalt, că au avut băgat un colier acolo sub asta, unde e ștuțurile de la ăsta. N-am putut să-l scot nici cum. Nici cum, nici cum, nici cum. Și trebuie să desfac capota, să mă lase tot așa în sus, să pot să destrâng colierul. Oricum, cine l-a avut înaintea mea, eu nu mă pricep la tractoare, că n-am avut toată viața tractoare, asta e primul. Și de aia l-am și luat așa cum l-am luat, că e primul. Și nu m-am priceput, dar nu vreau să-l dau. Acum, el de funcționat, în ghilimele, funcționează. Adică de pornit l-am pornit, a tras, că electromotorul era varză, mai multe varză la el, instalația, nu au avut grijă de el. Uite, cât o stat în soare. Astea nu mai nici roșii, nici galbeni, nici nimic. Aici au avut pentru agățat cârligul. Nu cârligul, tirantul central. Nu știu, da, tablă, cârn. Na, în fine, pe scurt nu au avut grijă de el deloc. Asta a mai scăpat de soare, să mai vede o țară galbeniață de la semnalizare, da? Ele tot e rupte, tot e tăiate. Lui nu e trebuie becuri la om. Uite, aici așa, uite, trebuie să tai bucata, să decupez, aște, trebuie să văd în ce stare sunt bine, văd că sunt mai sudate mai odată peste ele. Dar principalul acum vreau să fac să meargă, că m-am mai spus și în video alt, filtrele sunt noi, tot e nou, tot e nou. Filtre și ce am putut să schimb, uleiuri, relee, pompițe și din astea e nou. Restul nu știu cât e de nou. No. Și aici am pus poxipol, că nu mai este să găsesc dopuri ca lumea, și aici, până mi le fac pe strung ca lumea. Acum vedem imediat ce se întâmplă. Mai cură un pic de motorină din ștuțul de la pompă, cum am desfăcut, că trebuie să tai ăsta. E legat și cu cârpă, să nu pice furtunul. Trebuie să tai și cârpa aia, să scot furtunul, am furtun nou. Punem la loc frumos, altă viață. După aia o să demontez aici la radiator în față. O să scot, să desfac fața la el, să văd în ce stare și cum e și ce e pac și pe acolo, să-l văd mai aproape, că eu spatele de la el tot îl văd, dar mă interesează să văd și ce e pe partea aia la altă, dacă e ca lumea sau nu. Nici nu s-a apucat să pună praful pe filtru cum e nou. Na, bun. Hai că trec la treabă. Schimb furtunul, bag și după aia vă arăt care e furtunul e nou. Păi și de instalație am zis că ar trebui să o schimb, că pe aici am fire care mufate unul în altul. Ăsta e tăiat, ăsta e anulat. Uite, eu nu știu ce e aici. Uite. Asta s-a anulat, eu încărcare n-am pe bord. N-am, nu mere nici becul roșu ăla de la bordă la rotund, nici becul ăla și n-am nici ceas de încărcare. Acum am luat unul de la UTB. Eu zic că e original UTB, dar pe aici, na. O fi dacă scrie pe foaie, pe hârtie. Am luat un ceas de încărcare. Să văd să îl putem adapta. Din asta, original de-a lui. Bine, acum nu contează că e original, că nu e original, pe mine mă interesează cum ar veni, cum e vorba aia să meargă. Știi, nu mă interesează pe mine să fie el original. Numai n-am zis că dacă tot am ceas la apă nou și restul nou. Nou, pot să spun, și kilometraj și tot. Am luat și pe ăsta nou. Îi fac un suport și îl prind undeva, care plus, minus, tot, are beculeț, tot, numai. Hai că ne auzăm după ce pun furtunul. Mai am de lucru, pană am pe asta, pe aia. De fapt, pe toate patru.